la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Ca să-l omoare și legându-l au dus și l-au dat dregătorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel care l-a vândut, văzând că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit și a întors căpetenilor, preoților și bătrânilor cei 30 de arginți, zicând: am greșit căci am vândut sânge nevinovat. Iar ei au răspuns: ce ne privește pe noi? Tu vei da seama. Și el, aruncând arginții în templu, a plecat de acolo și s-a dus de s-a spânzurat. Dar căpetenile preoților, adunând arginții, au zis: nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat fiii țarina olarului pentru îngroparea străinilor. De aceea s-a numit țarina aceasta, țarina sângelui, până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit ceea ce s-a spus prin prorocul Iremia, care zice: și-au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, care s-a prețuit de fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, așa cum i-a spus mie Domnul. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul, zicând: tu ești împăratul iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: tu zici. Dar când îl învinuiau căpetenile preoților și bătrânii, nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat: nu auzi că te mărturisesc ei împotriva ta? Însă nu i-a răspundut niciun cuvânt, nici încât dregătorul se mira foarte mult. Iar la sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze pentru poporul învinovat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un vinovat vestit care se numea Baraba. Deci adunați fiind ei, le-a zis Pilat: pe care voi să vi le liberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se cheamă Hristos? Căci știa că din răutate l-au dat lui. Și pe când ședea Pilat pe scaunul de judecată, femeia lui a trimis la el acest cuvânt: nimic să nu faci dreptului acestuia, pentru că multe am suferit astăzi în vis pentru dânsul. Căpetenile preoților și bătrânii îndemnau însă mulțimea și să ceară pe Baraba, iar pe Iisus îl piardă, dar dregătorul, răspunzând, i-a întrebat: pe care din amândoi voi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: pe Baraba. Atunci Pilat le-a zis: dar ce voi face lui Iisus care se cheamă Hristos? I-au răspuns cu toții să se răstignească. Dregătorul i-a întrebat iarăși: dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau și ziceau să se răstignească. Deci văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai multă gâlceavă se face, a luat apă, s-a spălat pe mâini înaintea poporului și a zis: nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia. Voi veți da însă seamă? Și răspunzând tot poporul, a zis: sângele său asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, bătându-l, l-a dat să fie răstignit. Atunci ostașii dregătorului, ducând pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată mulțimea ostașilor și dezbrăcându-l, l-au îmbrăcat cu o mantie roșie. Apoi, împletind o cunună de spini, au pus-o pe cap și o trestie în mâna sa cea dreaptă și, îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de dânsul, zicând: bucură-te, împăratul iudeilor! Și scuipând asupra lui, luau trestia și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de mantia roșie, l-au îmbrăcat în hainele sale și l-au dus să-l răstignească. Însă ieșind cu dânsul, l-au găsit pe un om din Cirena cu numele Simon. Pe acesta l-au silit să ducă crucea lui. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea oțet amestecat cu fiere și, gustând, nu a vrut să bea.
Dar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele sale, aruncând sorți ca să se împlinească ceea ce s-a zis de prorocul. Au împărțit hainele mele lor și iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Apoi ostașii au șezut jos și îl păzeau acolo, iar deasupra capului i-au pus vina sa scrisă: Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Tot atunci au răstignit împreună cu dânsul doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga sa, iar trecătorii își băteau joc clătinând capetele lor și zicând: Tu cel ce dă în templu și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și căpetenile preoților și își băteau joc și ei de dânsul împreună cu cărturarii și cu bătrânii și ziceau: Pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum. Dacă îl iubește, căci a zis un Fiul lui Dumnezeu, în același chip îl ocărau și tâlharii cei răstigniți împreună cu dânsul. Dar de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul. Până la ceasul al nouălea, iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Însă unii dintre care stăteau acolo auzind acestea ziceau: Pe Ilie îl striga acesta. Și îndată unul dintre ei, strigând și alergând, a luat un burete, l-a umplut cu oțet și punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, iar ceilalți ziceau: Lasă să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Dar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, și-a dat Duhul. Și iată că tapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos, iar pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat și, ieșind din morminte după învierea, s-au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Iar sutașul și cei care păzeau împreună cu el pe Iisus, văzând cu tremurul și cele ce s-au întâmplat, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost omul acesta. Iar iudeii, de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, asemenea și pe ale celuilalt răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă au văzut că murise, nu i-au mai zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași l-a împuns cu sulița în coastă și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui și acela știe că spune adevărul pentru ca să și voi să credeți. Căci s-au săvârșit toate acestea ca să se împlinească Scriptura, niciun os din trânsul nu se va zdrobi. Și iarăși altă Scriptură care zice: Vor privi pe acela pe care l-au împuns. Și erau acolo privind de departe multe femei care merseseră din Galileea după Iisus, slujindu-Lui, între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif și mama fiilor lui Zebedeu. Iar când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să îi se dea trupul și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in și l-a pus într-un mormânt nou al său însuși, pe care îl săpase în stâncă. După aceea a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și s-a dus. Iar Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo.